Bun, am revenit alături de mine Ștefan Mandachi, omul cu metru de autostradă, așa trebuie să te știe mai toată simplu, lumea, da. Mai simplu, da? Și continuăm discuția pe care am început-o la, la TV. Ne-am aprins un pic pe chestia asta cu relația dintre stat și antreprenori și vorbea Ștefan despre o investiție pe care a făcut-o de 7 milioane de euro într-un hotel. Unde l-ai făcut? Pe câmp? Unde l-ai făcut? Nu, Intravilan, județ, Intravilan, Suceava. Așa? Și înainte să-l faci, bă, ai mers la autorități? Băi, eu fac un hotel aici. Păi bineînțeles, eu am... Așa? Am mers la toți vecinii și am zis, domnule, trebuie să facem o petiție ca să se să beneficiem și noi de un drept extrem de simplu. Au semnat cu toții petiția și mi-am asumat-o eu și am trimis-o mai departe. Dar procedurile și birocrația despre care spuneam m-au făcut ca la un an și jumătate de când am finalizat investiția, pentru că eu investiția am început-o acum 3 ani de zile. Da? Așa. Să... Nu, dar tu înainte să faci investiția, că în general așa se procedează. Dom'le, vreau să fac o investiție. Uite, am aici un teren, l-am achiziționat, vreau să încep o investiție, vreau să duc din afacerile mele suma asta în această investiție, va fi un hotel care va aduce, va plăti taxe și așa mai departe. Ai avut discuții cu autoritățile? Nu e nevoie de discuții, să spun și de ce. În primul rând, când ceri autorizație de construcție, ai niște avizii pe care trebuie să le obții. Da? Indirect se află ceea ce vrei să faci, ceea ce vrei să investești. Deci autoritățile locale află de nevoile investitorului până la urmă. În momentul în care noi cerem autorizația de construcție, trebuie să menționăm în proiect care este valoarea totală a investiției. Oricând tu ai o valoare de câteva milioane de euro, pentru că tu plătești autorizația de construcție și ai câteva miliarde, da? Pentru o semnătură 2 miliarde o picat la primărie, primăria știe care este amploarea investiției, nu? Nu ar trebui să ia act de această informație. De ce ar fi nevoie să mă duc să mai informez eu încă o dată? Bun, așa, să fac lobby. Îți dai seama că putem să facem și discuția, bă, de ce nu avem canalizare în toată țara? Că e evident că ar fi trebuit să existe, dar mă gândesc că era o situație acolo, nu știu, orice primărie are un plan. Că și eu dacă mă duc mâine să fac un hotel la, într-o zonă unde ăia vor să ajungă cu canalizarea peste 6 ani, că așa e planul, o să zic că, bă, venim peste 6 ani, că așa am făcut planul. Una e să faci o investiție în Vălenii de Munte, în creierul dealului, da? Și una e să faci o investiție în Intravilan, municipiu. Eu am făcut investiția în Intravilan, municipiu. Uh-huh. Gazul l-am plătit eu, curentul l-am plătit eu, să aducem toate utilitățile acolo, dar plătesc 100.000 de euro pentru un stâlp de curent și este în proprietatea E.ON, că așa e legea. Da, da, nu pot să dau eu mai departe. Nu, ăla îl ia E.ON. Plătesc 7 instalații de gaz, alea sunt la E.ON Gaz. Mai sunt eu. Da. Vrei să investești? Astea sunt condițiile. Nu vrei? Da, e clar că e o imbecilitate. Adică în orice fel de treabă, de orice fel de treabă te apuci, te împiedici de lucrurile astea. Aici suntem total de acord. De asta îți spun că acea comunicare pe care o pretind eu, nu neapărat mulțumesc ăla în sine, un cuvânt. Și acea comunicare, dacă s-ar dezvolta și ar exista o conlucrare între antreprenori și autoritate, atunci ar veni antreprenorii să investească, ar investi mai mult, ar veni, nu știu, mediul de afaceri, s-ar relaxa puțin, n-ar mai fi atât de crispat. Și atunci când există comunicarea, nici antreprenorii n-ar mai avea groaza aia, domnule, că dacă ridic vocea puțin, s-ar 7 pe noi. Dacă ar exista relaxarea aia și sprijin și conlucrare, de asta vine tot din acea mentalitate învechită care nu se poate schimba decât prin resetarea sistemului educațional. Să începem o reformă în sistemul educațional prin care elevii să fie efectiv învățați. Dom'le, ăsta este un antreprenor. Ăsta este... Păi sunt ore de antreprenoriat la școală. Cine le predă? Păi le predau niște profesori. Cum se numește mai? Educație tehnologică, nu? Ce... Cum? Da, 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 dar există și asta cu... Știu că fiul meu a făcut la școală cu antreprenoriat, cu... Da, dar există cine tot felul predă de... acolo? Da, da, da. Că dacă nu vine un antreprenor, nu eu, tu, de exemplu, da, ai o cifră de afaceri de 10.000 de euro. Ok, ai o cifră de afaceri, te-ai lovit de birocrație, te-ai lovit de exercițiul ăsta antreprenorial. Te duci în școală și când te întreabă elevul, domnule, cum e în afaceri, știi să-i spui. Bun, dar asta e o chestie pe termen lung. Pentru că primii copii care vor ști despre ce e vorba vor ajunge să fie membri active ai societății și să producă la rândul lor valoare și taxe după 20 de ani, să zicem, da? Păi și dacă nu începem procesul, Nu, cine e clar fi? Că procesul trebuie început, asta, pentru asta milităm și noi aici, dar până atunci nu s-ar putea lua niște măsuri?
Evident că s-ar putea lua niște măsuri. Bai, să modificăm un pic mai repede lucrurile astea. Eu sunt sigur că s-ar putea, dacă lideri, cei care conduc țara, ar fi niște exemple, sunt niște factori de inspirație care ar putea să modeleze puțin în mentalul ăsta colectiv mentalitatea despre antreprenori. Și... asta să știi că aici iară e o, asta e un fel de manipulare pe care, sau un fel de fentă pe care pleacă mulți. Nu poți avea conducători într-un fel, într-o societate și poporul altfel. E evident că dacă poporul ar fi fost altfel, noi n-am fi avut acolo la președinție, că numai campanie se difuzează după ce se termină nebunia asta, o tută și un mut, da? Să ajungă să se confrunte în turul 2. Deci dacă societatea ar fi putut să propună altceva, ar fi propus altceva. Adică aici e o legătură directă. Avem mult prea mulți dintre noi, dintre cetățeni, zicem, bă, uite, aia sunt niște nenorociți care ne conduc. Stați, fraților, că noi suntem cu toții. Noi suntem acolo. De ce tu, ăla care zici, bă, aia sunt niște nenorociți, nu ești acolo să conduci? De ce nu te-ai dus? A, că partidele sunt niște organizații mafiote care promovează știm cum și așa mai departe. Asta e adevărat. E o discuție pe care trebuie să o avem. Dar până nu se implică oamenii în treaba asta, nu vor ajunge alți oameni acolo. Vor fi două chestii separate total. Eu cred că la nivel de societate, societatea românească încă este traumatizată. Nu știu. Evident. Suntem mulți dintre noi. Dar să știi că n-ar trebui să fim în alt loc. Adică să n-avem această frustrare. Eu foarte mult le explic oamenilor, inclusiv pe celor care îmi dau mesaje private, mail-uri și... avem această frustrare că puteam să fim în alt loc mult mai bun. Nu am fi putut, pentru că trauma a fost atât de mare. Noi n-am avut o țară, să ne înțelegem, nici înainte de comunism. N-am avut o țară senzațională, cu instituții solide, testate în timp, care n-a existat așa ceva în acest spațiu. Și țara asta e foarte, foarte tânără. Nu înseamnă nimic ăștia 100 de ani, din care 50 tu ai fost într-o beznă totală. Și atunci haide să nu mai fim, să avem această frustrare că, mamă, puteam să fim și puteam să dregem, că uită-te la alții. Da, alții au mers ceva mai repede. Dar noi, după trauma asta, suntem fix cam unde ar trebui să fim. Ideea e ce facem în continuare, nu? Eu asta încerc să spun. O societate traumatizată, da? Părinții noștri au trăit în comunism. Da. Toată viața au trăit în comunism. Noi suntem cumva prima generație de tranziție, dar suportăm efectele pe care le-au trăit părinții noștri. Din cauza asta, în școli, avem educația și revin în, la școli, că mă obsedează cumva subiectul ăsta, în școli ar trebui să se predea și conștientizarea, pentru că foarte mulți dintre români nu înțeleg ce le se întâmplă. Nu înțeleg ce le se întâmplă, se pronunță, judecă, dar nu înțeleg ce se întâmplă, da? Nu conștientizează. Și atunci, alături de conștientizare, derivă și vocația. Lumea nu știe care, copiii, elevii, în general, și am fost în școli și spun în cunoștință de cauză, copiii habar nu au la ce să se aștepte cu adevărat în viață, pentru că ei trăiesc vocația părinților. Părintele spune, domnule, trebuie să ajungi doctor, sau trebuie să ajungi avocat și să-mi slujești. Să știi că și eu merg foarte mult prin școli în țară, stau de vorbă cu copiii. Foarte mulți dintre ei sunt super ok. Adică eu cred că avem copii foarte buni, am avut tot timpul și avem în continuare. Că acum fiind această schimbare care afectează întreaga lume, să ne înțelegem, nu ne afectează pe noi. Nu știe nimeni pe planetă la ora asta să-ți spună ce meserie ar trebui să-ți alegi astfel încât peste 20 de ani să nu rămâi fără job. Nu poate nimeni de pe planetă să ne spună dacă te faci medic, suntem siguri că și peste 30 de ani vei putea să operezi, că nu vor opera mașinile. Dar poate să te întrebe la școală ce îți place cu adevărat să faci. Ori pe mine nu m-a întrebat nimeni lucrul ăsta. Ce îți place cu adevărat să faci? Ești sigur că îți place, nu știu, că îți dorești să ajungi doctor? Asta înseamnă o schimbare a viziunii despre educație cu totul. Ceea ce nici afară nu se reușește ca lumea în acest moment. Măcar la dirigenție să-l întrebe, nu trebuie să schimbe cu totul. Se întreabă, să știi, aici la fel, depindem de oameni. Atâta timp cât îmi învățământ. Eu am întrebat în școli în care am fost, domnule, ce-ți place să faci, ce visezi să ajungi, cât visezi să câștigi. Care e suma la care tu aspiri? Tăcere, silent. Da. Păi tăcere știi de ce? Că eu cred că acești copii sunt mult mai puțin stricați decât noi la cap. Că noi în școală, asta era o întrebare bună pentru noi. Cât îți dorești să câștigi? Acu, eu cred că oamenii se reîntorc la o mentalitate sănătoasă despre lume și nu mai e despre muncă și despre câștig viața.
Adică atunci când îl întreb pe un om tu cât ți-ai dori să câștigi, mie mi se pare că l-ai pierdut în start. Ce îți place să faci? Da. Dar cât ți-ai dori să câștigi? Astea sunt două lucruri diferite. Total. Că mie poate îmi place să fac avioane de hârtie, dar asta nu produce bani. Și atunci sunt două chestiuni diferite. Eu când merg ca antreprenor în școli, discutăm despre bani. Okay. Pentru ca să poți să captezi elevul, trebuie să-i spui niște istorioare. Dom'le, mă rog, ei știu, cunosc chestiunea asta și sunt atrași de zona asta. Da. Și e imposibil să nu ajungi și la capitolul financiar. Și atunci, cât îți dorești să câștigi, e o întrebare cumva înșelătoare, dar înseamnă, de fapt, ți-ai făcut planul de viață. Știi ce urmează să faci, știi care sunt etapele, ai prevăzut etapele, ori nimeni nu învață să-și facă un plan. Nimeni nu educă să-și facă un plan și neavând planul ăla, nu-ți într-o apă fără busolă și nu știi unde-i uscatul. Dar tu nu-ți acolo. Și asta se întâmplă cu elevii. Eu chiar îi îndrum să-și facă inclusiv un caiet de visuri, da? E pe blogul meu, adică poți să-l preia de acolo să vadă exact care și cum se face. Și sunt foarte încântat și încă țin legătura cu elevii, pentru că le spun, domnule, prima treaptă ca să putem să discutăm, că ei vor să discute, să mă întrebi cum ai făcut, cum fac să ajung milionar, cum fac să... În fine. Da, prima etapă, primul filtru, este să-ți faci caietul de visuri. Ce înseamnă caietul de visuri? Înseamnă că măcar știi unde vrei să ajungi. Ai habar unde vrei să te ducă viața. Și acolo ai să vezi că în caietul de visuri, foarte mulți elevi scriu ceea ce tu crezi că nu-i interesează. Vreau să câștig $1,000,000. Vreau să câștig, nu știu, să merg în Caraibe. Nu știu că interesează. Am vorbit acum vreo 2-3 săptămâni la Bacău cu 1400 de copii dintre cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, deci clasa a 7-a, clasa a 12-a. Și am vorbit strict despre bani. Și unii au fost destul de încântați, alții foarte dezamăgiți, pentru că discuția mea despre bani și cum ajung ei milionari a avut niște sfaturi care n-aveau legătură cu banii. Cum să-ți crești valoarea personală, cum să investești în tine ca să dobândești putere de negociere și alte lucruri care nu-s legate aparent deloc de bani. Știi? Dar sunt etape ulterioare. Bineînțeles. Mai întâi spune-le despre bani și după aia spune-le despre dezvoltarea sinelui. Și să vezi că ai să obții rezultate mai mari. Acum nu-ți dau sfat, așa cred eu. Nu. Păi eu tocmai de asta nu vreau să-i duc în această zonă cu cum să ajung milionar. Că asta e o tâmpenie. Eu vreau să-i duc în această aleargă zonă. Da, e foarte bine. Sunt două gândiri diferite. Rău. Că dacă mulți îmi spun așa, domnule, ai făcut un metru de autostradă. Dacă aveam și eu banii tăi, făceam și eu un metru de autostradă. Deci asta e o scuză. N-am avut banii, n-am avut situația financiară. Și îmi spui, hai să te ajut să-i faci și să faci și tu un metru. De altceva, nu știu, un metru de cale ferată. Un metru, da. Am mers de la Viena până la... Mai las și pe alții să facă. Am mers de la Viena până la Zurich, cu un tren de mare viteză și am făcut și o postare care a fost foarte bine primită pe Facebook. Dar ar trebui să vină cineva să facă și un metru de cale ferată și o bucată de tren, un metru de tren. Să poți să stai într-un vagon liniștit, să poți să-ți faci treaba. Nu cere nimeni să meargă cu 500 la oră sau cu 380 cum merge în Italia sau în Franța. Se meargă cu 140 la oră și cu 140 la oră de la Suceava la București fac 3 ore. Da, poți să vii practic vreau. În fiecare atât zi. Atât vreau, da, nu mai vreau nimic altceva. Mi-am deschis o carte, fac două postări pe blog și am ajuns la București. Ori acum merg 9 ore. Da, mergi 9 ore pentru că 30 de ani doar s-a furat. Adică îi vedem pe băieții ăștia care au venit acum ca niște virgine, ăsta fiind, Orban a fost ministru transporturilor și ei vorbesc despre dezastru făcut în țară. Băi nebunilor, ați condus toți, când unii, când alții, într-adevăr ăia mai mult decât voi, dar nu vă dați virgine acum că zici că li s-a șters memoria, bă, n-am fost, nu știm, noi n-am fost pe aici, băi nebunilor, nu se poate așa. Adică vorbim aici despre și asta vreau să te întreb dacă tu crezi că putem face, că eu nu cred că o societate se poate reseta în niciun domeniu. Toate aceste schimbări despre care noi vorbim, în educație, în sănătate, în infrastructură, în peste tot, trebuie făcute cu un plan pe care nu-l avem. Eu nu i-am văzut pe băieții ăștia care au venit acum de pildă să aibă un plan. Nu avem un plan. Avem un plan că i-au lăsat găuri, că e nenorocire, că suntem terminați. Dar eu n-am văzut când s-au instalat în prima zi să scoată niște suluri de-astea, cum se numește, să scoată de-astea pe hârtie milimetrică. Bă, uitați, ăsta e planul pentru infrastructură, ăsta e planul pentru educație, ăsta e planul pentru economie, ăsta e planul pentru taxarea muncii, ăsta e planul. Toate planurile, da, astea, pe astea le avem. Astea sunt planurile, de mâine ne apucăm de lucru. Nu există așa ceva.
Pentru că nu suntem în stare să facem, o dată, și al doilea, pentru că toate schimbările trebuie făcute treptat. Când vii la putere și zici, dăm afară din aparatul de stat. Stai, bă, că măsuri de-astea au mai fost o grămadă. Pleacă curvele lor și vin curvele voastre. Nu ne încălzește foarte tare. Adică poate să supără niște oameni și să bucură alți oameni. Ok, o să o ducă niște familii mai rău care își pierd locurile de muncă și o să o ducă niște familii mai bine care câștigă niște locuri de muncă. Dar pentru mine, cetățean, nu se întâmplă nimic. De bine, acum și cetățeanul vrea să schimb... Noi ca cetățeni, ca români în general, vrem să schimbăm toată lumea, să transformăm totul, dar nu suntem în stare, mulți dintre noi, să ne măturăm bordura din fața porții, pentru că noi sperăm că vine primăria să ne mături bordura. Și îți dau tot un exemplu personal, că nu pot să vorbesc din istorie. Da. Unde locuiesc eu, în satul Sfântul Ilie, celebrul sat Sfântul Ilie, dacă așteptam să-mi facă primăria drum, da, să-mi betoneze drumul, nu aveam drum niciodată, nu puteam să intru la mine acasă. Și atunci ce am făcut? Am încadrat 9 metri de drum, am pavat 300 de metri și mi-am făcut drum. Simplu și la obiect. Da, dar nu e ok. Dar nu avem cum să ajung acolo. Am înțeles, dar nu e ok. Și nu e ok, adică presiunea pusă pe stat din partea cetățenilor trebuie să fie suficient de mare astfel încât statul să-și facă treaba. Pentru că dacă noi ne apucăm să ne facem de capul nostru drumul, spitalul, toate lucrurile astea, statul va spune, a, e ok. E exact ce zic băieții ăștia toată ziua, care au venit, a, noi vrem doar un stat de ăsta minimal, hai, privatizăm tot, cam ăsta e discursul dacă îl traducem, dacă stăm să citim printre rânduri, și în rest, aia, avem, facem spitale private, școli private, totul privat, să-și facă noi, mai dăm autorizație acolo și acolo. Nu e ok. Statul trebuie să se ocupe de această infrastructură. Iar că aici ajungem, în satul tău, Sfântul Ilie, da? Cine e primar? Sau era primar înainte să-ți faci tu drumul? Mai e primar acum? Ar trebui să nu mai fie. Da? Adică mult mai mare trebuie să fie presiunea publică pe instituții și să determine cine e primar, cine e parlamentar, cine e consilier și așa mai presiunea departe. Presiunea publică este mult mai mare când se unesc cetățenii. Dacă noi suntem cetățenii, trebuie să apeleze la metode creative, la metode originale, gen un metru de autostradă. Altfel nu are impact. Și dacă nu ai ideea genială care să te scoate din anonimat... Are impact pentru tine și pentru cei câțiva care zic, da, mă, facem parte din mișcarea asta, ia amploare pe net, ne punem niște rame de-astea la cover, pe Facebook și mergem și facem. Dar când e de făcut ceva, nu sunt oamenii acolo. Te trezești că foarte mulți nu mai sunt. E corect? Nu se coalizează. Asta e problema. Nu se coalizează. Și atunci banii aia pe care tu i-ai băgat în 9 metri, cât ai, 300 de metri pe nu știu cât, în pavat și în... Așa? Dacă îi băgai în mobilizare publică, să zicem așa, și adunai pe oameni împreună și le explicai și schimbați acolo primarul cu unul care voia să facă drum, poate lucrurile stăteau altfel. Nu stăteau. Adică, ce încerc eu să zic? Îți spun iar din experiență personală. Pe 15 martie, manifestul pe care l-am făcut a avut un ecou foarte neașteptat, mult peste așteptările mele în toată țara. Dar mă așteptam ca cei din Sfântul Ilie, pentru că eu Sfântul Ilie l-am pus pe harta mondială a autostrăzilor, da, acolo deveniți capitala și nucleu, mă așteptam să vin într-un număr mult mai mare. Vorbeam practic de Sfântul Ilie și am redesenat cumva interesul către autostrăzi spre Suceava, în contextul în care niciodată nu a fost deviat către Suceava. Noi nu eram puși pe harta autostrăzilor. Aveam așteptarea să vină mult mai mulți cetățeni de acolo, de la vecini. Și n-au venit. Și n-au venit. Deci exercițiul coalizării cumva ne lipsește. Ne lipsește. Deci aici poate e mai mult de lucrat. Că așa dacă o ia fiecare, tu zici, bă, îmi fac eu, ăla-și face el, nu e niciun efect aici. Dar ăla e pasul mic de fornică care ar putea să inspire și pe ceilalți. Pasul ăla mic, da, fă-ți la tine în curte curat. Vecinul să-ți faci ce e la tine în curte, în dreptul tău, e ok, dar nu ne apucăm noi să facem infrastructura statului. Că mesajul pe care îl dăm e greșit. Pentru stat. Adică dacă stăm acolo în fiecare seară când vine ăsta de zice că muncește până la 10 noaptea, dar el e la șprițuri pe acolo, pe acolo și la tot felul de evenimente toată ziua, și se duce până la 9 să-i certe pe aia că au plecat de la muncă, asta mi s-a părut genial, să-i cerți pe aia că în afara programului nu sunt la muncă, este extraordinar și poate vorbim un pic și despre asta cu relația cu angajații și cu forța de muncă. Să fie acolo toată ziua. Bună ziua, știți, eu sunt de la... Să ai mereu reprezentanți, 10, 20, fiecare să-și trimită de la fabrica lui. Bă, facem curândul.
mergem la ăștia la guvern, mă, ne legăm acolo. Bă, și de acolo o să transmită toată ziua televiziunile, bă, iată, 700 de cretini din 700 de locuri din țară sunt legați tot în lanțuri la guvern, că la ăla nu se întâmplă aia, la ăla nu se întâmplă aia, la ăla... sau la autoritățile locale respective. Adică totul trebuie să vină din partea noastră. Până când presiunea nu va fi mare a noastră, a tuturor, pe autorități, nu se va întâmpla nimic. Cât timp nu vom înțelege ceea ce spui și tu, că trebuie să ne adunăm și să cerem aceste lucruri, noi cetățenii plătitori de taxe, nu se va întâmpla nimic. Degeaba urlăm, degeaba zicem, iată, de la prezența la vot până la înțelegem că lucrurile nu sunt în regulă în acest moment. Eu sunt curios, am făcut o provocare la nivel de județ acum. Da? Am înregistrat un spot radio pentru a inspira cetățenii să vină la vot. Noi am fost, județul Suceava a fost pe locul 33 din 42 de județe. Așa. Am inițiat un soi de campanie, provoc cetățenii să vină la vot. Ba mai mult decât atât, în primul tur mi-am învoit angajații din toate restaurantele. Am văzut. Să meargă 40 de minute să voteze. Sunt curios așa. Acum de la 42%. Și oamenii ce au zis? Oamenii tăi? Păi mi-au trimis fotografii că am mers la vot. Așa. Eu nu i-am spus ce să voteze. Domnule, mergi la vot, votează cu cine vrei tu. Măcar îți anulezi votul ca să nu decide altcineva pentru tine. Da, oamenii au fost foarte încântați. Dar mersul la vot, tu nu i-ai obligat să meargă la vot? Nu. Adică am spus că vă învoiți, care vreți să mergeți? Cine vrea să meargă? Cine vrea să meargă, dar sunteți învoiți, dacă vreți că să... Că aici e o chestie care pe mine la fel mă deranjează foarte tare. E o discuție mai lungă, dar am discutat ceva zilele trecute și cu Mircea Toma de la ActiveWatch. Totuși, votul la noi, cum e prevăzut în lege, e un drept. Fiind un drept, eu îl folosesc sau nu? Nefolosirea lui, adică faptul că nu ajung în cabina de vot... nu înseamnă că n-am votat. Dacă nu merg acolo. De ce unul care își anulează votul, da? De pildă o chestie, eu n-am lipsit la niciodată asta de votare, consider că trebuie să fiu acolo ca să am exercițiu. Ca să am acest exercițiu, trebuie să fiu acolo. Dar de foarte multe ori îmi anulez votul, adică îi votez pe toți. Pentru că nu mă regăsesc în nicio ofertă și am decis eu că nu-mi place să votez rău, nu mai place deloc. Dacă ghicesc în cineva un bine, e ok. Dacă nu, anulez. Și sunt acolo prezent și am stickerul pe buletin de la toate alegerile. Dar eu consider că ăla care n-a găsit un motiv să se prezinte, a votat la fel. Că ăla e un vot. Ăla e totuși un vot. Adică noi așa, eu așa le-am propus și telespectatorilor să vadă. Băi, atâtea milioane de români, nu mai știu exact care sunt eu, n-au votat cu ăla și n-au votat nici cu aia. Înțelegi? Eu cred că... Ăla a fost votul lor. Nu s-au dus. Deci aia 50%, da, că acolo suntem. Deci jumătatea aia care n-a fost, n-a votat pentru că nu l-a vrut pe niciunul. Trebuie să ne raportăm și la portretul robot al românului. Românul, în general, este specialist în victimizare. Ori, această victimizare se acutizează în contextul în care nu mergi la vot. Tu nu mergi la vot, iar apoi te plângi, apoi te victimizezi. Ai tot dreptul. Frate, ai tot dreptul să te plângi. Ai tot dreptul să te plângi. Dar asta e un prejudiciu tot societății românești. Nu aduce niciun prejudiciu. Îți explic de ce. Respect legea. Respect. Avem discuția asta, e foarte bine că e după campanie, deci nu mai poate influența nimic. Altfel, probabil, n-am fi făcut-o. Respect legea? O respect. Plătesc taxe? Da. Am voie să mă plâng și să reclam orice, indiferent dacă mi-am folosit dreptul de a merge sau nu la vot. Sunt perfect de acord. Dar rămânem la nivelul la care suntem acum și atunci să nu avem alte pretenții de ce? Viitor. La europarlamentare am avut prezență mai mare decât țările europene cu democrații foarte consolidate. Și... l-am trimis pe Rareș Bogdan, am trimis-o pe Rovana, am trimis niște băieți acolo, incredibil. Nu e neapărat bine ce se întâmplă cu rezultatul votului dacă lumea se prezintă la vot. Eu și te rog să faci exercițiul ăsta în mintea ta cu oamenii pe care îi cunoști. Gândește-te că în aia 50% care nu se prezintă la vot, 30% probabil, sau mă rog, un procent destul de mare... nu știu de capul lor nimic. Nimic despre politică. Tu îți dai seama ce ar vota ăia dacă ar fi obligați? Tu îți dai seama cât ar avea viermănașul ăla la niște alegeri? Îți dai seama ce demență extremistă ar atrage în Parlament faptul că lumea ar fi obligată să voteze?
ce ar încuraja asta? Că fiecare acțiune are niște consecințe la care nu ne gândim într-o primă fază. Zicem, bă, luăm aceste decizii, dar se duce după aia o nebunie întreagă. Pentru simplu fapt că te simți mai responsabil după ce ai votat ca cetățean, e important să mergi la vot. După ce ai votat, simți o responsabilitate pe umerii tăi și poate că o implicare mult mai mare în societate. Și acum nu fac apologia activismului. Nu, am înțeles. Dar eu doar întreb, repet, suntem de aceeași parte pentru că amândoi considerăm că e important să faci acest exercițiu. Niciodată nu s-a întâmplat să nu-l fac, cu excepția acestor referendumuri imbecile, care sunt niște instrumente populiste. E clar, ele sunt impuse pentru a crește procentele cuiva într-o anumită campanie. N-au absolut nicio legătură cu consultarea publică și am văzut că după aia nici măcar nu se pun în aplicare, deci oricum opinia exprimată la vot nu contează, dar la alegeri am fost de fiecare dată, însă vreau să înțeleg cum funcționează treaba asta. Odată există această fentă pe care se pleacă, dacă nu mergi la vot n-ai dreptul să te plângi, am văzut-o prin clipuri pe peste tot, am tot dreptul să mă plâng, de ce să n-am dreptul să mă plâng? N-am fost la vot. Te sfătuiesc să-l vezi, să-l cauți pe George Carlin, un comedian celebru, Dumnezeu să-l ierte, și el are un moment extraordinar despre vot. Și el zice, bă, eu n-am mers niciodată. E dintre cei care cred că nu e importantă prezența la vot și că există acea butadă că dacă ar conta ce votăm noi, nu s-ar organiza alegeri. Și el spune, bă, eu aș vrea acum, voi toți ăștia care ați fost la vot, îi întreabă în sală, știi cine a fost la vot, adică voi toți, cu ăia care ne conduc, să-mi dați mie socoteală pentru căcatul ăsta pe care l-ați făcut, că eu n-am participat. Înțelegi? Iată, un punct de vedere, chiar dacă e un sketch, e o glumă. Bă, eu n-am vrut să particip la rahatul ăsta, adică ăștia care au câștigat, cu voi ăștia care i-ați votat pe ăștia, ați participat la nenorocirea asta. Evident că e o exagerare foarte mare, dar e ceva aici. Faptul că dacă decid să stau acasă, am aceleași drepturi cu ăla care a fost ai la vot. Din punct de vedere juridic, ai dreptul să te plângi. Dar da, din punct de vedere moral, nu ai dreptul să te mai plângi dacă nu ești la vot. Asta e opinia mea. Da, e corect. Ți-o respect. De juridic și-am făcut facultatea de drept. Ai toate drepturile posibile. Dar dacă nu te prezinți la vot, din punct de vedere moral, dacă mai vorbești, ești un nemernic. Eu nu asta este părerea mea. Da, e corect. Da. Dar nu, pentru că nu avem această înclinație adică către victimizare și judecată. Auzi, dar dacă ar fi ieșit, noi am făcut înregistrarea înainte de turul 2. Dacă ar fi ieșit președinte semi-analfabet asta de Dăncilă, și sper să nu fim nevoiți să difuzăm asta și să zicem, bă, uite ce s-a întâmplat, da? Dar dacă ar fi ieșit președinte semi-analfabet asta, cu oamenii care s-au prezentat la vot, care ar fi poziția ta? Că oamenii au fost și au votat. Și au ales o tâmpită, să le fie președinte. Așa. Poziția e ok mea, că s-au dus atât de mulți oameni care au văzut în această tută o soluție? În primul rând că nu cred că va ieși. Bă, așa. A ajuns în turul 2. E posibil, da? Nu știu cum să gestionez răspunsul la întrebarea asta, dar dacă așa decide majoritatea, asta trebuie să se întâmple. Adică trebuie să respectăm votul majorității. Păi asta e problema, că oamenii, i-ai văzut pe asta oamenii... Asta e esența democrației, am vrut democrația, oamenii... așa funcționează democrația. Da, dar ai văzut nu pe oamenii intervie... Păi nu, păi asta zic, dar democrația în felul ăsta, adică cu aceste constrângeri, cum e în Belgia, de pildă, unde votul e obligatoriu, da, poate duce, dacă societatea nu e suficient educată, la niște anomalii fantastice. Poate să aducă în fruntea țării o astfel de tută. Super corect. Dacă asta decide majoritatea, asta e exercițiul democrației. Da, dar după aia super am venit-o, plecăm toți. Asta este, dacă așa s-a votat. Că, vezi, încurajarea asta la vot e făcută de niște oameni, de niște vectori de opinie, da, care indică și ce votezi. Prin simpla lor prezență, prin activitatea lor, prin lorile de poziție. Când apare un om de ăsta și spune prezentați-vă la vot, el nu spune doar prezentați-vă la vot. Pe mine asta mă deranjează. Eu nu o să fac asta niciodată, să le zic că spune cu cine să voteze? Da, subliminal îmi transmite lui. Și mesajul tu cu cine drepturi să votezi. Păi tu vorbei de drepturi. Are dreptul să-ți recomande are să dreptul votezi să-mi spună cu cine să votezi? Bineînțeles, de ce nu? Da? Păi e în campanie. Păi nu, dar el să dă independent, că aici e problema.
E vorba de acei oameni care se dau, eu sunt independent, nu țin cu nimeni, dar este foarte important să mergeți la vot. Și după aia tu vezi toate pozițiile omului și vezi că e de acord cu ăia, nu cu ceilalți, că e PSD-ist sau că e iohannist, da, sau că e... Mulți oameni m-au acuzat că o să fac politică, n-am făcut, nici n-am de gând să fac, sunt foarte relaxat. Am avut oferte. Și? Nu vreau, că nu-mi place. Cine te-a căutat? Niște oameni. Zi-mă. Nu zic. Ideea în felul, în felul următor. Nu, niște discuții de principiu. Nu am avut propuneri concrete pentru că am fost foarte... vehement împotrivă. Foarte vehement că nu o să fac niciodată. Dar asta nu înseamnă dar că nu am dreptul la opțiuni. Dar de ce nu faci, frate? Pentru că nu mă ai făcut metru de autostradă, ai făcut aia, că nici eu nu vreau să fac niciodată. Că îmi place meseria mea. Dar că oamenii vin și zic, bă... Vorbește acolo ca prostul, ne cerți, îi cerți, păi a zis că nu știu ce, că la... dar de ce nu te bași tu, mă, rahatule, să faci? Păi nu fac din același motiv din care nu faci nici tu. A. Păi nu, vocația mea... Să-i explici oamenilor care ți-ar putea spune ție, bă, dar de ce nu te bagi? Ai facultatea de drept, l-ai avut profesor pe Tudorel Toader? Da. Serios? Și cum era? Bă, un profesor extraordinar. Ai, mă. Păi, crezi că te mint? A. Da, Tudorel Toader a fost un profesor foarte bun. Și corect în raport cu alți profesori. Bine, nu făceam seminariile cu el, că el ținea doar cursurile. Așa? Era decan. Uh-huh. Dar ca profesor, ireproșabil. Și tot așa s-a apucat să facă evaluări și era, vorbea ore întregi, spun că era... adormeai sau? Interesant? Nu, foarte coerent și așa? Extrem de bine pregătit. Vedeți, mă? Până la urmă, Tudorel a fost ok. Păi, eu nu comentez ceea ce a făcut ca ministru, că nici n-am analizat, ca să fiu sincer. Așa. Dar ca profesor, Tudorel Toader a fost un... și este un profesor deosebit. Și asta pot să spun... Am auzit asta despre el, de-aia te-am și întrebat. Că am auzit despre el că e un profesor foarte respectat și foarte... foarte ok. Foarte competent. Da. Până la urmă, așa cum a făcut-o, tot i-a frit pe ăștia, da? Deci de ce nu te-ai băgat? Pentru că nu-mi place. Ai putea să schimbi. Asta să schimb eu din... spun tot ce mi se spune mie. Da? Pot să schimb, bă, dar ai putea din... să schimb. Și din postura în care mă aflu acum, pot să schimb. Trebuie dovadă că s-au schimbat unele mentalități și am inspirat pe unii oameni să facă niște gesturi, să facă niște schimbări mici. Schimbări de un metru, de un pas. Da? Orice drum lung începe cu un pas. Chiar mi-a spus un alt profesor deosebit, domnul Ciucă, i-am luat un interviu pentru filmul meu documentar pe care urmează să-l lansez și mi-a spus, domnule, un metru de autostradă înseamnă doi pași. Un proverb chinezesc spune că orice călătorie lungă începe cu un singur pas. Da. Dumneata ai făcut deja doi pași. Deci, raportându-ne la acel pas, eu cred că am reușit să creez o mișcare, da, prin care oamenii și-au schimbat o firmitură din viața lor. Mai mult sau mai puțin. Și rămâi să faci asta. Păi vreau să fac asta. Asta îmi place să fac. Îmi place să scriu pe blog. Îmi place să mă fac auzit, îmi place să fiu vocal, nu-mi place să-mi cenzurez opiniile, spun ceea ce simt, vreau să fiu cât mai vulnerabil în ceea ce scriu. În ceea ce scriu. Sunt și eu într-un proces de descoperire, ca oricare alt. Da. Suntem în acest proces suntem cu toți permanent de învățare. Se termină nu? Când ne duce într-un sicriu, atunci se termină da. Procesul. Dar asta nu înseamnă că vreau acum să fac vreo transformare dintr-o altă postură. Uh-huh. Hai să vorbim un pic despre chestia asta cu salariul minim. E o treabă, cum face exarhul Testu Enceanu la Morning Glory, așa fac și eu asta cu salariul minim și cu taxarea. Ca așa. Antreprenor, da. Că mi se pare foarte important. Ce părere ai despre salariul minim? Nimeni nu mai primește salariul minim în România. Este o iluzie salariul minim. Țin să spun că peste 50% dintre contractele de muncă înregistrate la ITM-uri sunt pe salariu minim. Eu spun sincer că statistic. Nici nu știu cât e salariul minim acum, pentru că nu ar rămâne nimeni în firmă pe banii ăștia. Ok. Pe salariu minim. Consider că e există o criză necesar? Atât de acutizată în ceea ce privește forța de muncă, încât patronii se canibalizează, ajungem să avem angajați din Sri Lanka și din Nepal. Eu am exemplu personal. Statul ne obstrucționează să-i aducem. Trebuie să oferim salariul mediu pe economie către, pentru acești angajați. Noi trebuie să și cazăm aici. Mulți dintre ei se desprind de familie până îi poți... Și de ce n-ai făcut, că tot vorbești despre școală, de pildă? Uite, da. Noi avem aici. La noi funcționează permanent o școală. Înțelegi? Oamenii care vin și zic, bună ziua, să trăiți, putem să venim și noi, să ne uităm, să învățăm, să n-am zis nu niciodată.
la nimeni. Stăm de vorbă cu persoanele respective, bă, ce ți-ar plăcea, uite aia, hai să vedem, hai să începe, hai să... și ne formăm oameni. Deci la ora asta, în echipa Starea Nației, sunt oameni care se formează, unii și-au încheiat formarea, vin alții din urmă și în felul ăsta se schimbă. Adică, aici de ce n-ai făcut-o? Tu ai restaurantele astea, nu? Cu fast food sau cu ce sunt. Bun, și de ce nu faci un fel de școală să-ți formezi oameni de aici? Pe cine să iau să antrenez în școală? Pe cine să iau să educ? Nu există, nu ai pe cine să... Nu poți să-ți operezi minimal afacerile. Nu mai îți permiți luxul să creezi unități de școlarizare în contextul în care tu abia reziști cu oamenii în unitățile pe care le ai. Deci asta spuneam, canibalizarea asta de angajați și risipa de oameni, că până la urmă cei care emigrează în străinătate, statul i-a risipit. A creat contextul de așa natură, au plecat toți, de Siria nici nu mai vorbim, nu discutăm de Siria. Noi suntem țara din care se emigrează cel mai mult din lume. Siria, știm prea bine, este în război de 2011, are 8 ani de zile. Noi nu vorbim, nu-i comparăm cu Siria. Da. Statul a creat contextul ăsta și acum și-o luat de o grijă. Și noi rămânem, ne stricăm creierii ca să ne putem păzi afacerea, să subziste, în loc să ne focusăm pe dezvoltarea afacerii. Ori noi, ca antreprenori, acum suntem cu ochii în patru să nu-i plece cameristele, să nu-i plece recepționerii, să nu-i plece ospătarii care pleacă și spun, domnule, mă duc dincolo. Și antreprenorul de dincolo îl primește, spune, da, hai că îți dau eu 100 de lei în plus. Dar în aceeași situație se va... Păi și nu așa funcționează piața liberă? Ba da, dar tot împotriva lui se va răstrânge, pentru că vine al treilea și spune, da, îți mai dau și eu 100 de lei și îți mai dau 100 de lei și angajatul stă la el 2 luni, la mine 2 luni, la el 2 luni și angajatul își va crea imaginea. Păi până vine unul care zice, îți dau 400 de lei în plus și rămâi la mine și ăla rămâne acolo. Adică eu văd chestia asta, cumva există această opinie. Nu va rămâne acolo. Există această opinie în rândul antreprenorilor că oamenii cumva ar trebui să fie legați de glie și să muncească undeva cu anii, pentru că antreprenorul trebuie să dezvolte o afacere. Dar nu e adevărat deloc. Mm. Că nu este raport de subordonare. Până la urmă, când încheie un contract de muncă, fiecare salariat are dreptul să plece după 3 luni cu o simplă declarație. Nu ține nimeni cu forța. Nu ține cu forța. Legislația este mult în favoarea angajatului decât în favoarea angajatorului. Ceea ce e foarte bine. Super bine. Așa? Da, foarte bine. Nu ține nimeni cu forța. Dar nu ai pe cine să mai motivezi acum. Nu ai cu cine să discuți, nu poți să ții team building-ul, nu poți să faci training de personal, că nu ai pe cine să trainuiești. Ori firmele care trainuiesc salariațiile sunt din ce în ce mai puține și apar tot felul de freelanceri pe piață care cred că au dat marea lovitură pentru că îi văd care e sentimentul din piață. Și atunci antreprenorul sau angajatorul îi așa într-o alertă totală și stă într-un stres acut și perpetu, care nu lasă să-și dezvolte afacerea. Nu poți să-ți dezvolți afacerea. Adică de ce aș dezvolta eu acum să încep un nou business, da? Pe o nișă nouă, când eu abia pot să îmi duc, să-mi gestionez un business de pe vechea nișă în care am experiență? Nu crezi că aici e cumva și vina antreprenorilor? Da. În primul rând vina antreprenorilor. Ok, de ce? Nu există coalizarea asta, nu există. Ceea ce spuneam. Păi nu trebuie să fie coalizarea asta. Atenție. Nu există discuții între antreprenori. Pentru coalizarea asta, ăștia de la Dacia, de pildă, sunt într-o anchetă nenorocită și s-ar putea să plătească niște zeci de milioane de euro. Pentru că asta mi se pare cea mai nocivă idee, ai enunțat-o mai devreme, pentru un mediu de afaceri. Să ne înțelegem cu toții, ca la piață, cu mafia pieței, cu cât îi plătim pe oameni. Acum, de exemplu, la Dacia se întâmplă asta. Niște firme care lucrează pentru Dacia s-au întâlnit, au vorbit între, bineînțeles, la indicația firmei mamă, și au vorbit să nu-și mai să le dea angajaților un plafon salarial ca să nu mai treacă de colo-colo. La nivelul UE se fac astfel de anchete și plătesc ăștia, au făcut cu, de exemplu, cu conservele la legume. Bonduel cu încă 2 firme mari au fost amendate cu 10 de milioane de euro. Pentru ideea asta, au venit, s-au înțeles, plafonăm prețul la legumele la conservă și asta e, că nu poate nimeni. Atât. La fel, nu trebuie să discutăm între ei, limita legii, tot ceea ce spun și propun, vorbim despre limita legii. Păi care e limita legii? Nu uităm legii și vedem care e legea. Eu vreau să-ți dau ție în cap ca antreprenor, mâine vin și îmi deschid un fast food lângă al tău, da? Și îmi deschid unul de ăsta sănătos, să nu fie să se amestece carne cu cartofi, că asta nu face bine la sănătate, dar îmi deschid unul sănătos și zic, bă, mă duc, intru la tine, că oamenii tăi știu, sunt trăinuiți deja, și le zic, bă, băieți, uitați care e treaba,
500 de euro în plus de căciulă, cine vine la mine? Bă, dacă i-au lăsat șorțul jos și au intrat la mine, e ok, nu e piață liberă? Ba da. Dar senzație. Sigur vei falimenta. Aia e. Bucuria ta după aia dacă eu falimentez. Și în cazul acelor oameni. Dar eu le pun pe masă un plan de afaceri și le zic, bă, adică asta nu poate fi îngrădită niciodată. Dacă ei zic, oamenii zic, da, bă, eu mă duc cu băiatul ăsta, că am încredere în el, ura și la gară. Că probabil oamenii piața vin la tine. Reglează salariile. Și tu intri pe ăla și vezi, ce faceți, mă? Păi vrem să ne ducem dincolo. Piața își reglează salariile. Dacă asta tu vii cu salarii absurde, nu vei rezista în primul rând. Niciun plan de afaceri nu îți va susține ție business-ul să concurezi într-o piață care e dezvoltată. Că dacă eu vreau să câștig cum câștigă băncile din România, să raportez la final de an 30% profit, da, 25-30% profit și nu 4% ca în Germania, bineînțeles vorbim de cifre de afaceri diferite, atunci e posibil să existe această problemă. Dar dacă eu îmi propun în România 4% profit sau 10% profit maxim sau 2%, cât ai avut profit anul trecut? În procente sau în... În procente. La noi e mai dificil, pentru că acum a apărut... Ați făcut noi, investiții? Nu, am făcut investiții și am intrat și pe niște nișe noi, pe cafe, cafenea, spa, centru spa, astfel de evenimente. Așa? Dar am avut anul trecut... Da, dacă ai fi dat asta la o parte, ca idee, pe ca nu, idee într-un procent. Din cifra de afaceri a fost undeva la 15%. 15%? Da. E ok? Nu e mult? Păi, acum... Mi se pare mult, 15%. Depinde de ce perspectivă privești. Ai mai da... din ăștia 15%, 5% astfel încât să ai echipă consolidată la firma ta de angajați? Deci acum aș fi dispus să plătesc. Așa? Pentru liniște. Pentru păi că acum zic. Noi plătim pentru liniște. Noi n-avem... Da. Și nu-i super ok să plătești nu, pentru liniște? Ar fi super ok dacă ar exista și predictibilitate în ceea ce înseamnă legiferare în România. Ori în România nu există de acord predictibilitate. Cu tine aici. Ne întâlnim aici. Sunt de acord cu tine și mergem pe drumul ăsta și protestăm amândoi. Dar... mi se pare că foarte mulți antreprenori din România se uită la un profit care este exagerat de mare. Da? Unii au 30%, 40% profit. Dar pe ei filtrează piața. Asta zic și nu au grijă, îi tratează pe angajați ca pe niște sclavi. Cum ar fi absurd să nu-ți dorești ca antreprenor să faci cât mai mulți bani? Asta e teoria antreprenoriatului. Asta înseamnă să fii antreprenor, să faci cât mai mulți bani. Da, asta e esența. Da. Mie asta mi se pare o tâmpenie. Eu cred că acest capitalism s-a stricat atunci când s-a venit cu această imbecilitate că trebuie să faci tot pentru a îndestula pe acționari. Acolo s-a stricat capitalismul. Doctorul vrea să salveze cât mai multe vieți? Cum? Doctorul trebuie și își dorește să salveze cât mai multe vieți, da? Așa. Tu își dorești să ai cât mai mulți oameni în emisiune. Eu, ca antreprenor, doresc să fac cât mai mulți bani. Nu cred că acolo să măsoară. Știi ce era capitalismul până să introducă treaba asta cu îndestularea acționarilor? Era o chestie făcută în primul rând pentru cei care participă la firma respectivă, apoi pentru comunitatea din care fac ei parte. Asta e comunism, nu e capitalism. Și abia apoi, ba da, capitalismul așa era, îți dau o veste proastă. Era, acum nu mai e până, așa. Până în anii 60, capitalismul așa era. Îi îndestulăm pe cei care participă la această întreprindere, adică angajații acestei firme, după aia ne preocupăm de comunitate și abia apoi de acționariat. Dacă tu trebuie să, nu știu, asta încerc să te conving. Da. Să fiu persuasiv, e să te conving. E perfect că discutăm așa. Nu, dacă eu fac câteva miliarde de euro, da, angajații, da, este clar că ei au niște câștiguri, au păi o stabilitate. Dacă tu le dai 3.000 de lei în mână, ce câștiguri au păi ei? Păi asta spun, că salariul filtrează piața, nu-l fac eu salariul. Piața filtrează nivelul de salarizare în România. Poți să vii tu cu cele mai mari salarii dacă tu ești concurentul meu și spui că deschizi un restaurant vegan. Păi nu, tu ai zis dacă fac miliarde, da? Așa. Tu ai zis, bă, eu fac miliarde. Câți bani dau la miliardele alea impozit la stat? Lăs mai impozitul la stat. Păi mine mă interesează că particip cu tine la afacere și suntem parteneri, așa, chiar dacă eu sunt la care bagă varză în șaorma. Așa. Suntem parteneri. Și tu când raportezi la final, eu mă uit și zic, bă, firma asta la care lucrez eu a raportat 1.000.000 de euro profit. Da. Și eu primesc 3.000 de lei. Normal că mă duc la ăla care îmi dă 3.500. Păi înseamnă că ne întoarcem în comunism. Păi în ce comunism? Păi asta, asta e esența capitalismului. Păi asta e esența. Eu care bag varză în șaorma să iau 3.500, nu 3.000. De ce să mai stau la tine dacă ai făcut 1.000.000 de euro profit? Păi tu mă detești pe mine ca salariat că eu câștig mai mulți bani. Sau cum? Nu, eu sunt partenerul tău, bag varză în șaorma. Așa. Vine unul și zice, bă, ca să bagi varză în șaorma, eu îți dau 3.500. Și eu zic, domnul Mandachi, poftiți șorțul, mă duc la ăla, am dat 3.500. Super. E ok? Păi și atunci de ce ne plângem că nu sunt angajați? Că ideea ar fi să investim mai mult noi în angajații noștri. Păi noi avem bugete de investiții în trainingurile salariaților. Nu avem pe cine să trainuim. Nu avem pe cine să trainuim. Nu avem pe cine să trainuim. Uite, îți dau un exemplu. Într-o organigramă din hotel ai nevoie de 67 de oameni și îți faci treaba cu 58.
Celelalte 9 posturi, cum le suplinești? Și cum te gândești la ele să le suplinești? Și nu există acești oameni? Păi, nu știu, la mine în fiecare zi bate cineva la ușă și vrea că, spune că vrea să muncească. Doamne, ferește. Nu? Când deschid televiziune, dacă vine fiecare la... Nu, e absurd. Dacă ai fi în piață să vezi ce se întâmplă la nivelul de antreprenor în Horeca, cel puțin, ai să vezi că e tragic să suții afacerea și consumi resurse. Eu cred că raportul ăsta e cel mai important. Raportul ăsta dintre patron și angajat, care la noi este un raport dintre stăpân și slugă, nu. E cel care afectează toate relațiile. Nu mai permite niciun antreprenor să-și asume rolul de stăpân. Nu există. Nu, poate că vorbim de lucruri diferite. Eu spun, cel puțin cei oameni pe care îi cunosc, antreprenori pe care îi cunosc, umblă și discută cu mănuși cu salariații. Niciun caz nu dă dispoziții. Ceea ce e foarte N-am bine. Auzit așa ceva. Am început să facem eu oricum asta. Niciodată, și asta pot să spun, oricum vor apărea comentarii pe Facebook. Așa? Să pună comentarii pe Facebook orice salariat căruia am vorbit vreodată urât. Cum spun? Nu raport slugă-stăpân. Dacă există vreun salariat, să pun un coment pe Facebook și să-mi spun și când am vorbit urât. Pentru că nu am vorbit niciodată urât. Unu, că nu-mi place să vorbesc urât cu salariatul. Păi și pentru doi, asta ai avut succes în afaceri, și nu? Doi, nu? Și doi, că nu-ți asta? Mai permiți luxul. Că nu e un lux ăsta. Nu-ți mai permiți nesimțirea asta, să spunem, să fii vehement cu el sau să vorbești urât cu el. Chiar ieri, înainte să mă pornesc către București, am făcut o tură prin hotel. Și am discutat cu două cameriste, pe care le-am ascultat și le-am spus, băi, trebuie să găsim soluții, deși cererile lor erau cumva nejustificate. Nu se pune problema, exclus, totalmente exclus ca un patron să fie arogant măcar cu un salariat. Cel puțin din sfera prietenilor mei. Asta zic, în sfera, eu cunosc foarte alții. Multe cazuri unde sunt așa, cunosc foarte multe cazuri unde drepturi minime nu sunt respectate și cunosc enorm de multe cazuri cu această mentalitate. Bă, eu sunt stăpânul la ce se întâmplă aici și eu vă plătesc, ceea ce este o concepție din start greșită, nu-i plătești tu pe oameni. Oamenii se plătesc ei din ce a produs firma respectivă, că nu produce antreprenorul, nu produce nimic. Păi, dar firma respectivă nu e ceva abstract. Da. Firma respectivă are în fruntea ei un om care își consumă mintea, timpul, resursele, ca să creeze resurse. Bineînțeles. Una e că eu spun că ani de zile am lucrat 16 ore pe zi. Da, și eu la fel fac acum, de 25 de ani. Și seara visam tot spartan, și seara visam tot afaceri, și seara visam tot leadership și seminare și toate celelalte. Da. Poate că... Dar tu ai vrut să scrie pe tine antreprenor. Dar poate că unul dintre nimeni. Salariații mei, nu toți, unul, a fost mult mai lejer în zona asta. Poate a fost mult mai comod, poate a fost într-o zonă mai confortabilă decât mine. Da, tati, dar el când se uită la asta, vede că i-au intrat azi 2200 de lei. Cine l-oprește să nu fie și el antreprenor? Păi da, asta zic. Cine l-oprește să nu fie antreprenor? Nu l-oprește nimeni. Dar nu toată lumea e făcută să ceva. Fie antreprenor, să câștige 1 milion de euro. Bab, chiar 0,001% Dragoș, sunt făcuți pentru asta. Aș prefera, și spun cum aș prefera, care-i văd visul meu, sau nu, idealul meu în business, să lucrez pe bază de contract, numai cu terți. Cine ești? Cameristă? Ok, am firma ta, facturează-mi serviciu. Nu ești angajatul meu, ești recepționer. Fă-ți firmă și dă-mi consultanță. Și vino și prestează în calitate de antreprenor. Cine oprești? Uite, poți să fac chestia asta cu orice angajat din firmă. Ar conveni? Păi tu îți dai seama că 70% din taxele și impozitele pe salarii nu le-ați mai plătit la stat? Păi da, dar nu-i convine omului respectiv. A, că omul respectiv își face o firmă. Lasă-l să fie antreprenor. Tu ai spus că de ce el se uită pe 3.500 de lei? Păi nu, ăla vrea să fie camerist, nu vrea să fie antreprenor. El vine să fie camerist, păi, dar vrea să fie plătit pentru serviciu de camerist. Dar îi mai mult să-și facă o firmă, micro-întreprindere și îl plătesc. Dar nu vrea să aibă de-a face cu contabilitate, cu taxe, cu stat, dar eu vreau firme. Să am de-a face. Păi cu... tu vrei că vrei păi să faci milioane. Lasă-mă să fiu milionar. Păi da, felicită-mă că mi-asum toate nebuniile astea. Dar te las să fii. Ideea e că în raport cu oameni n-avem dreptul să ne plângem că n-avem oameni în condițiile în care vrem să-i plătim cu cât mai puțin. Asta e problema. Eu vreau să-i plătesc cu cât mai mult dacă fiecare avea o micro-întreprindere și mi-ar factura serviciile pe care le oferă. De ce? Directorul meu tehnic mi-ar conveni să-mi factureze. Păi îmi facturează-mi serviciile și cerem cât vrei tu. Păi dacă de ce, frate? Pe toată planeta asta există angajați și angajatori. În Belgia, că tot vorbeai de Belgia. Și cum se procedează? Taxele pe salarii acolo sunt mai mari decât la noi. Patronii își iau angajații și le dau acțiuni sociale în firmă. Da. De ce? Devin acționar și nu mai plătesc impozite pe salariu. Și de ce nu faci la fel? De ce nu dai din acțiuni la salariați? Păi aș putea să fac lucrul ăsta. Tocmai asta, faptul că vreau să interacționez cu ei ca subiect de drept separat,
mă duce în zona asta de a putea să liberalizezi, să le dau câți bani în cerire. Dar nu crezi că toți angajații tăi sunt, de fapt, chiar dacă nu în acte, niște parteneri. Partenerii tăi, acționarii acestei firme? Încerc să găsesc metoda potrivită prin care să-i bonific pe bază de procent. Și asta se întâmplă în toate corporațiile. Perfect. Procentul ăla care îl primesc angajații în funcție de vânzări este un soi de asociere indirectă între antreprenor și salariat. Pentru că tu crezi că antreprenorul n-ar vrea să lase presiunea lui pe umere altora și să plătească mai mult? Sau crezi că pierderile pe care le suferim noi, că nu avem forțe de muncă pregătită și profesionistă, nu se ridică, n-aș prefera să le dau lor bani dacă ar fi extrem de bine pregătiți și ar aduce Păi nu, dar eu zic că și asta, de exemplu, o școală în care fiecare angajat de la tine care intră în contact cu un om nou adus acolo să fie școlit, da? Să aibă și o indemnizație de profesor de 100 de lei pe lună, de nu știu ce, pentru că de fiecare dată când apare un om nou, e învățat ce să facă. Și atunci asta e la fața locului. Există foarte multe firme care fac asta. Destule, știi? Adică intră cineva, e băgat în colectivul respectiv, ăla învață. Ba, să plece după aia, poți, nu plece, asta e. Dar dacă am produce toți, că aici e problema, refuzăm să îi educăm noi pe oameni. Foarte mulți refuză. Nu, poate tu nu o faci, eu nu o fac, alții nu o fac. Dar sunt foarte mulți care refuză. Zic, n-avem oameni. Bă, dar ai făcut ceva ca să existe oameni? De pildă, nu știu, bă, pui acoperiș pe casă, da? Câte firme sunt de pun acoperiș pe casă? 200 de firme și 400 de ăștia care pun la negru. Au ei echipele lor și nu-ți dau factură, fac la negru. Ai băgat niște bani să le explici oamenilor ce înseamnă să vină unii care lucrează la negru, chiar dacă lucrează mai ieftin, să faci educație și în rândul clienților, dar să și faci educație, să iei oameni care vor să învețe, îi plătești și pe perioada în care învață și apoi tu ai băgat, îți dai seama dacă toate firmele de, nu știu, am dat asta mi-a venit acum, de pus acoperiș, ar băga în piață lunar 100 de oameni în țară? Ce ar însemna asta? Foarte mulți oameni pregătiți, e discuția pe care o am inclusiv cu colegi din presă, pe zona asta a jurnalismului. Ne văităm că nu sunt jurnaliști. Fabricăm jurnaliști, educăm jurnaliști. Aici ne asumăm acest rol de educare, că dacă eu bag într-o lună 10 cameraman pe piață și bagă toate televiziunile 10 cameraman pe piață, vom avea 5.000 de cameramani în 2 ani din care să alegem. Instruiți, care știu meserie, care, da? Și atunci fiecare, la fel cu oamenii care scriu, la fel cu oamenii care montează și așa mai departe. Deci aici cred că și statul cumva trebuie să fie mai vigilant. La fel și statul. Vreau să spun că eu am vrut să angajez studenți, apropo de stat și de cât de nenorocit e statul și cât de nenorocite sunt legile. Și m-a sfătuit om de la ITM și mi-a zis, bă, decât să faci asta ce vrei tu, că îți explic ce se va întâmpla dacă iei niște studenți și vrei să iei bani și de la stat. Adică voiam să iau niște oameni care au, că există niște facilități, ori niște studenți, ori niște oameni care au terminat și îi școlesc. Și ca să nu le dau doar eu salariu, să pună și statul ceva, că există acele legi, acele facilități, ca să aibă oamenii aia un salariu mai mare pe care să stea. Adică nu aveau, nu știu, 2500 de lei, aveau 5000 de lei. Sau, deci era mult mai mult, da? Și mi-a explicat ce se întâmplă, care-i treaba, cum vin aia, cum trebuie să faci 2 milioane de hârtii. Și a zis, bă, decât să faci asta, mai bine te lipsești după aia. Vezi că nu e pentru toată lumea. Îți spun 100% că tu nu vei putea să faci. Și am avut aici ministrul muncii pe budigăi ăsta, l-am avut aici și tot dădea, angajați, face, studenți. Bă, nu se poate. M-am dus, m-am interesat, am luat ce-mi trebuie. Doamne Dumnezeule, păi înseamnă să nu mai fac emisiunea, mă ocup numai de asta. Da, uite, îți dau un exemplu practic. Dacă oferi net unui salariat 5.000 de lei, tu vei plăti în brut 8.500 de lei. Raportat la cei 5.000 de lei, diferența până la 8.500 de lei înseamnă un procent de 72%. Care se duc la stat. Da. Da? Dacă statul ar lăsa o feliuță din acest impozit la antreprenor și să oblige antreprenorul să dea banii către salariat, salariatul, prin obligat, da? Salariatul ar primi o sumă de bani mult mai consistentă și atunci antreprenorul are o libertate să-și gestioneze relația cu salariatul prin simplu fapt că îi dă mai mulți bani. Dacă statul ne jumulește în impozite și nu ne lasă nouă libertatea să dăm din 72% să ne lasă în 12%. Ăla se duce direct la salariat. Atunci, da, motivăm și pe cei din Anglia să vină și pe cei din Italia și pe cei din Germania și așa mai departe. Dacă statul după aia... a intrat și el într-o zonă de confort și s-a obișnuit. Eu am văzut statisticile cu taxarea muncii și chiar dacă se vorbește de o taxare foarte mare la noi, a muncii și este o taxare mare, să știi că dacă ne comparăm cu statele pe care vrem să le ajungem,
taxarea, cum ai zis și tu, nu e atât de mare. Așa e. În Belgia taxarea este mai mare, dar acolo sunt și condițiile total diferite. Păi asta zic, faptul că statul nu face cu banii pe care ia ce trebuie să facă, asta e problema despre care trebuie să discutăm și asta trebuie să facem, să forțăm statul să-și facă treaba și să investească acești bani. Okay. Uite în Bulgaria, care are mai multe autostrăzi decât noi, deja ne depășește. Da. Eu deschid un restaurant în Bulgaria. Da, franciza devine internațională. Acolo impozitul este mai mic cu 12% pe salariu. Banii ăia, tot la salariatul din Bulgaria îl dau. Nu știu dacă ajung. Aia, 12%. Aia va putea să... Până că ajung și 100 de lei ar conta pentru salariat. Nu știu dacă foarte mulți patroni știi ce ar zice? Că îi bag la mine buzunar. Păi da, am 12% mai mulți bani. Statul spune în felul următor, domnule, banii ăștia se duc direct la salariat. Îl dai sub formă de etichet. Statul găsește variante dacă vrea să dea. Găsește că tu, antreprenor, poți să vii de mâine să zici, avem probleme, reducem cu 20% salariile. Se poate găsi un cadru legislativ prin care suma aceea de bani din impozit, dar eu dă statul direct, poftim, atunci. Impozitul care intră la stat, din 72%, 12% vine la salariat. Da, dar e... De ce deci trei făcute niște pârghii. Nu suntem pe aceeași subiectul distinct. De nu drept. Știm, tu ai văzut pe ăștia... Persoana juridică nu este egal cu statul la noi în România. Frate, tu ai văzut pe ăștia, dar sunt miniștri și au fost miniștri la noi. Da. Nu știu de capul lor, tu le zici să facă avioane, dar ei n-au condus-o... Ăla, Orban, a venit, era angajat la firma unui prieten pe fals la Târgu Mureș și l-au pus prim-ministru. Ce să știe ăla despre angajații antreprenoriați și asta? La fel ăla, Orlando, ăla de când a terminat liceul, da? Lucrează la stat, frate. La stat, tot timpul, el a primit un salariu la sfârșit de lună. Cum să aibă ăla o viziune despre mediul de afaceri, despre piața muncii, despre drepturile salariaților? Cum să pretinzi așa ceva? Nu există. Nu știu ce experiență au, însă știu că ar trebui să integrăm antreprenori în guvern, da, pe diverse funcții, care măcar să dea consultanță. Păi sunt o grămadă care acordă consultanță, dar faptul că nu sunt ca antreprenori, dar nu sunt ascultați, că fiecare guvern a avut să consulta cu tot felul. Nu le-a dat nu le-a dat ăstora consultanță să facă alea 500 de grădinițe olimpice. Să consultă cu tot felul de oameni, fiecare consultă pe partea lui să vrea să obțină ceva. Da, ar trebui antreprenori care să fie cumva mult mai mult implicați în sistemul ăsta. Atunci ca antreprenor, când ai în subordinea ta 1000 de salariați, da, te lovești de tot felul de probleme birocratice și spui, domnule, eu nu mai vreau să mai mă întâlnesc eu personal cu problema asta birocratică, de aceea propun să digitalizăm obținerea de autorizații. Păi eu fac de acasă și statul, noi digitalizăm și să stăm la mâna statului când se emite autorizația. Nu o digitalizăm și maxim o zi să fii obligat să dai autorizația, dacă nu, să fii penalizat. Dar la noi lipsa de răspundere aici e problema. Bineînțeles. Lipsa de răspundere e pe toate nivelurile. Și nimeni cu atâtea hârtii, astfel încât să te facă dependent. Da. Că dacă vin și zic, bă, stai că n-ai avut hârtie, birocrația instigă la corupție. Deci, da. Te duci, domne, am ajuns în primărie. Doamne, decât să stau 7 zile aici, mai bine dau o pungă de cafea. Gata, s-a terminat. Da, s-a terminat. De acolo a început... La fel că sunt acei oameni care în fiecare oraș există, niște oameni pe care pot să-ți rezolve lucrurile astea. Au ei blaturile făcute și există niște oameni pe care îi suni. Bă, vreau și eu să obțin nu știu ce autorizație sau să-mi iau nu știu ce de nu știu unde. Că-ți trebuie de la mediu, că-ți trebuie de la primărie, că-ți trebuie de oriunde. Și ăla vine și zice, da, mă, te costă 1000 de lei. Îi dai lua la 1000 de lei, dând banii tăi, că nu e fiscalizat nimic, și ăla cu 1000 de lei probabil împarte 500 pe acolo, pe acolo, pe acolo și îți vine cu autorizație. Nu e normal să mai funcționeze așa lucrurile într-o țară. De aia, antreprenorul care se lovește de toate barierele birocratice trebuie să spună vocal, domnule, m-am lovit de asta și trebuie să implementăm și să schimbăm. Nu îl resetez, dar măcar îl îmbunătățești. Da. Și uneori și o mică îmbunătățire poate să facă o schimbare de perspectivă pe termen lung. Poate chiar și o schimbare de mentalitate. Da. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc. Te mai aștept când treci pe aici să discutăm. Sunt multe lucruri de vorbit. Sper să nu fi făcut interviul ăsta într-o Românie și să el să fie difuzat într-o altă Românie, una din care ne-am dorit cu toții să plecăm. Foarte, foarte interesantă chestia asta. Vom vedea ce se va întâmpla, dar vă spun că la ora difuzării, dacă nu s-a întâmplat cum trebuie, eu sunt deja
Eu sunt deja în altă parte, că nu e clară treaba, că nu se mai poate face nimic aici. Bine, vă mulțumesc foarte mult, baftă acolo și cu metru și să devină mai mulți metri și cu toți oamenii ăștia din Moldova, care, iată, să știi că acolo s-a reușit ceva extraordinar, adică dincolo de toate lucrurile, faptul că atât de mulți oameni s-au strâns totuși în această mișcare și au început să exercite o presiune pozitivă, așa cum trebuie să fie ea, pe autorități, pentru că dacă am fi știut acum 30 de ani ce să cerem și cum să cerem, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Dar uite că învățăm și noi, nu? Învățăm și abia ajungem să răspundem acestor nevoi. Bine, mulțumim foarte mult, ne vedem de luni până joi la Prima TV de la 22:30 cu Starea Nației. Să fiți iubiți!